Darurile sunt o necesitate și nu concepem în Biserica Domnului să nu fie daruri. E trist însă că noi nu ne luptăm pentru toate darurile și nu ne rugăm suficient pentru daruri. Deci slujbele, darurile, lucrările, astea sunt de la Dumnezeu. Și unde există Duhul lui Dumnezeu și Biserica Domnului, acolo trebuie să fie. Dar e și funcție de cum poporul este educat, învățat și cum se roagă pentru lucrările acestea. În biserica primară, noi găsim că biserica, sigur, era la un standard foarte înalt, dar darurile erau din belșug. Dar să știți că acolo unde există ceva bun, acolo apare și falsul. Acolo apare și falsul și dintre daruri, darul e cel mai ușor de imitat. Este darul prorociei. Și de multe ori este mai greu de identificat. Mai greu de identificat. Darul prorociei de bunoară este și râvnit mai mult decât alte daruri. Mai mult decât alte daruri și de aceea le întâlnim mai des. Probabil că la ora actuală mai rar, înainte erau mai des întâlnite în bisericile pentecostale. Ce aș vrea să spun, există însă o rânduială pe care Domnul o are în biserica Lui. Noi când citim în 1 Corinteni capitolul 11, aici în final Pavel spune în versetul 34, în ultima parte, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni la voi, când voi veni. În capitolul 14, versetul 40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. În Tit, tot apostolul Pavel, în versetul 5 spune, te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit. Iar în Timotei, apostolul Pavel, spune versetul 15 din capitolul 3 din 1 Timotei, dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Deci în biserică există o rânduială. Nu poate face fiecare ce vrea. Dumnezeu a rânduit lucrări, slujbe și daruri. Și astea nu se confundă unul cu celălalt, una cu alta. Pe o altă ordine de idei, eu nu cred că Domnul atunci când dă, pentru că El a rânduit și El dă daruri. Domnul dă daruri. Ei, în momentul în care Domnul dă un dar, eu cred că un dar e asociat cu un altul, de bună oară o înțelepciune, o doză de înțelepciune, de pricepere. Nu dă la unul fără minte, îi dă dar și nu știe cum să lucreze. Domnul când dă un dar, nu-l dă pentru nefericirea și pentru zdrobirea celui în cauză, nici pe departe. Pentru că aici fratele Iosif menționa și întăresc ideea 1 Corinteni 14, versetul 12, tot așa și voi, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Și darul care Domnul îl dă persoanei, nu îl dă pentru ea, îl dă pentru zidirea sufletească a bisericii. Ăsta e scopul. Și în Noul Testament este o lege, un principiu. 1 Corinteni 14, versetul 3. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor. Și auziți, spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nu va aduce lucruri, elemente noi vis-a-vis de Biblie, de ceea ce este scris. Biblia spune în Apocalipsa, cine va adăuga ceva, cineva ceva, Dumnezeu îi va adăuga urgii. Iar cineva scoate, dacă cineva scoate ceva, Domnul îi scoate dreptul de la pomul vieții. Deci Biblia e absolută, nu e nimic, e infailibilă, o avem. Nu prorocul este cel care încearcă să aducă lucruri noi, elemente noi, învățături noi, nici pe departe.
Aici spune, el vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Ăsta e scopul unui dar în Noul Testament. Acum, când vorbeam de rânduială, este o rânduială în biserică, și uitați numai ce spune în Apocalipsa, în capitolul 2, când scrie, când Domnul vorbește bisericii din Tiatira, a patra biserică, Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, cea de-a patra, de la versetul 18. Îngerul lui bisericii din Tiatira scrie, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. O biserică cu un standard înalt. Dar uitați numai, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de păcatul ei și așa mai departe. Deci ce am împotriva ta? Domnul întotdeauna, dacă 10 lucrurile ai bune, la cele bune le va spune că ei sunt bune. Nu va spune altfel. Dar la Domnul nu există lucruri prin compensare. Ai 10 bune și al 11-lea care nu-i bun, Domnul îl trece cu vederea. Nu îl trece cu vederea. Ăla al 11-lea trebuie să ne corectăm, să rezolvăm, să fie racordat la Biblie și la cerințele pe care Dumnezeu le are pentru noi. Ce am împotriva ta este că tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță. Vreau să vă spun, de-a lungul zecilor de ani, numai eu cât știu, am crescut în familie de pentecostali, eram copil și auzeam de nume, nu vreau să le dau aici. S-a alerga în țară, într-un loc și în altul, câteva locuri cunoscute și au fost nume cu rezonanță. Unele din ele s-au dus în direcție greșită, într-o rătăcire extraordinară și au creat niște prejudicii și un deserviciu lucrării extraordinar. Doar fost și nume bune. Acum, ce vreau să spun aici? Încă o dată, noi trebuie să ne rugăm pentru darurile astea, pentru că Domnul, așa cum era menționat, a promis că Domnul vrea să ridice. Vrea să ridice și Domnul îi formează. Dar când Domnul spune, nu imediat peste noapte Domnul ridica proroc. Domnul are timpul lui. Și apropo de prorocii, că uneori și aici așa, asta este o problemă, Domnul ne vorbește și pentru că nu a împlinit, au trecut uneori și 3-4 ani și după 3-4 ani cu exactitate extraordinară a împlinit Domnul. Îmi vine acum aminte ceva. Fiica mea Anca a stat în casa părintească, în Micălaca. Și la un moment dat frații mei, pentru că după trecerea părinților în veșnicie, casa au fost pe toți, ori zis ei, să fie, și mai ales cei care sunt plecați, când vin să aibă un loc unde să stea câteva zile, cât stau aici în vacanță sau în concediu. Și Anca stătea acolo, o stat că nu a avut unde să stea și au avut mai mulți copii și la un moment dat a fost puțin stresată. Altă posibilitate nu aveam. Și eram și noi frământați, ne gândeam la un moment dat să găsim un alt loc, să-i plătim o chirie, să vedem. Deci nu știam, dar la un moment dat a venit la noi un frate păstor și fratele Nicu Cosma, spun numele, a venit aici la Betel și a venit la noi acasă după servici. După terminare am servit masa și la masă am făcut o rugăciune așa. După ce deci am servit masa, am mers să ne rugăm, ne-a rugat, era așa, încă acolo Șadi și... Și când ne-am ridicat, zice fratele Nicu, frate Eugen, uite ce am văzut. Am văzut o localitate, am văzut cum era barat așa cu roșu, ca sfârșit de localitate. Era un sat, zice, o comună, un sat. Și zice, acolo în stânga o casă nouă făcută. O casă nouă și Domnul a spus, zice, asta e casa pentru Anca și Adi, acolo vor merge. Și noi imediat, zic, un sat, înseamnă că aici în jurul Aradului am Vladimirescu, Horia, am început noi să dăm, că el mai știa pe aici. Nu, zice, era o altă zonă necunoscută, n-am înțeles unde. Și tot am, zic, hai să ne mai rugăm, că și erau, vreau să știe acum, că așa suntem noi, hai să ne mai rugăm. Măi, zice, ne mai rugăm, dar, zice, atât a fost, ne-am mai rugat, nu mai avut nimic, atât a fost. 4 ani de zile au trecut. Și după 4 ani a venit oferta,
cade să meargă acolo, cuscru care a fost acolo, zice, uite, eu le fac casă, cadou, le-a făcut o casă nouă, zice, el să lucreze la firmă la mine, zice, să ocupe în biserică de fanfară și de cor. Zice, și a pus casa pe ei, bineînțeles, a fost dar, o binecuvântare, dar după patru ani au trecut. Domnul mi-a vorbit de atâtea ori, ce să spun, noi am în familie, pe la mine au trecut în familia, în casa părinților proroși foarte mult și am cunoscut în țară. Asta de la vârsta de 13-14 ani rețin multe lucrări, le rețin foarte bine. Dar ce vreau să vă spun este că este extraordinar când îți vorbește Dumnezeu. Sunt lucruri pe care, sigur, nu ai cum să le știi, dar e nemaipomenit să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, dacă Domnul ți-o să fii convins că Domnul ți-o vorbi și așa mai departe. Ei, dar în același timp, nu credem orice. Deci aș vrea să nu uităm, și în biserică există o rânduială și trebuie să fie o rânduială. Vis-a-vis de problema aceasta, vreau câteva lucruri să le mai întărim încă o dată. Biblia spune, printre altele, fratele Iosif amintea sursele de prorocii, noi știm, prima sursă, Duhul Sfânt, proroci buni. Darul Domnului este prin Duhul Sfânt, nimic fără Duhul Sfânt. Duhul este cel ce inspiră, vorbește și așa mai departe. Dar există și o altă sursă, sursa celui rău. Când cineva este capacitat, viața lui nu-i curată și îndrăznește, diavolul poate să-l ia. E păcatul la mijloc, viața nu-i curată. Sau există cea de-a treia sursă, firea, din râvnă, din dorință. Din dorință omul dorește, râvnește, și poate să o ia înainte, e foarte periculos. Că dacă nu se oprește, îl poate fi stopat și poate fi corectat. Unul însă care este cu o sursă, dintr-o sursă străină, ăla are desnodământul fatal. Rare situații să mai poată fi corectat. Dar unul care are din fire poate fi corectat dacă se lasă corectat. Ei, ăsta e scopul pentru care noi în biserică, încă o dată, uite, judecă prorocul. Vreau să nu uităm, Biblia spune, cercetați totul și luați ce este bun. Deci un proroc în biserică, cine prorocește conducerea bisericii, cei rânduiți de Dumnezeu au și chemarea și menirea aceasta, categoric. Trebuie să vegheze și trebuie să aibă sensibilitatea aceea, călăuzirea, nu se poate. Dacă sunt pus în slujbă, sunt chemat de Dumnezeu, suntem chemați de Dumnezeu și sunt botezat cu Duhul Sfânt, păi nu se poate să nu am și o sensibilitate în domeniul acesta. Nu ne grăbim imediat că nu-i ceva clar, dar în același timp trebuie multă atenție a încuraja. De bună oară, ultima dată când am fost, înainte de a merge cu frații în miercuri aceea la Izvin, am fost într-o joi cu cei din familie la Izvin. A fost cineva, am avut un musafir și m-a rugat să mă duc neapărat cu el la Izvin și ne-am dus. Și acolo, prin fratele Todoraș, a fost printre altele așa. Zice, frate Eugen, două izvoare în timpul din față, deci în vremea din față, vrăjmașul vrea să le deschidă. Și m-a spus că e vorba de prorocii, două persoane care vor încerca și să se polarizeze în jurul lor. Izvoarele astea, zice, trebuie scăpăcite pentru că sunt tulburi, vor fi tulbure, nu apă curată, nu-s de la Domnul nici pe departe. Că dacă nu, zice, vor face stricăciuni, vor aduce prejudicii în biserică. A fost foarte clar. Deci când Domnul, dar în general că unde există un ban bun, apare și banul fals. Că din start sunt biserici care anulează și nu doresc proroci, dar acolo nici prorocul fals nu are acces. Pentru că el nici pe la bun nu-l crede. Sunt biserici unde nu există. O fost redusă la tăcere lucrarea aceasta. Dar acolo unde se promovează, acolo unde noi nu punem la îndoială, credem în darul acesta, darul prorociei și în darurile Domnului, dar acolo îi tendința să apară și falsul. Și uneori și din dorința, din râvna pe care o are omul. Deci să nu uităm, Domnul dă daruri în vederea zidirii sufletești a bisericii. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor.
Ce să spun, că am văzut pe parcursul timpului oameni deosebiți, câtă înțelepciune. Dar nu numai, până și atunci când are o lucrare, știe că, cui să o spune și dacă e cu ceva mai, cu caracter așa mai negativ în dreptul persoanei, o spune în particular, ca să nu îl umbrească, să nu îl zdrobească. Nu se poate. Un om al lui Dumnezeu are înțelepciune, Dumnezeu îi dă înțelepciune, îi dă călăuzire. Dar în același timp nu concepem, n-am putut, frate, nu pot, și sare în sus, și în câte biserici de-a lungul anilor au fost tot felul de perturbări. Perturbări. Nu există duhul prorocului supus prorocului. Asta spune Pavel aici în Corinteni. Domnul nu anulează personalitatea prorocului, că nu mai pot face, îmi pierd conștiința, cuge, controlul, nu există așa ceva. Prorocul e conștient. La nivelul Duhului lui, Domnul îi vorbește prin Duhul. Dar au fost situații când prorocul o știu ce Dumnezeu îi vorbește, o înțeles în Duhul și nu o dat drumul la lucrare. Pentru că o știu că îi se deranjează. Și o spus la sfârșit. Deci e foarte important să nu uităm. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Ei, când noi spunem, noi am spus unor persoane că nu au fost în clar. Soră, nu-i ceva în ordine. Uite, una s-a împlinit, dar mai multe nu s-au împlinit. Nu-i în ordine. Îi sau nu îi? Uite sfatul care este. Pentru că noi trebuie să și veghem, ca unii care veghem asupra sufletelor, răspundem înaintea lui Dumnezeu. Nu oprim pe cineva care îi pe cale bună, încercăm să-l stimulăm, să-l încurajăm, să ne rugăm pentru el și ne bucurăm. Ce să spun, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, nu ne-a lipsit de sfatul lui. E una dintre cele mai mari binecuvântări să ai parte de sfatul Domnului în momente limită prin care treci. Să-ți vorbească Dumnezeu, să nu te lase. Niciodată nu m-a lăsat Dumnezeu, nu ne-a lăsat fără lumină și fără călăuzire. Dar în același timp răspundem și dacă ceva nu e în ordine, spunem. Dar sunt persoane care, uite, oprește prorocii. Poveste, abureală. Noi nu oprim în Betel, nu se opresc prorocii, se opresc aia care nu sunt în ordine, pentru binele lor. Și dacă cineva nu ascultă, luăm hotărâri, luăm poziție în dreptul lui. Nu se poate. De-aia spune, celelalte lucruri îi voi rândui, sunt departe cu trupul de voi, dar cu Duhul sunt cu voi, spune Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 5. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi, ca și în toate bisericile sfinților. Deci există o rânduială. Ei, când sunt proroci pe o altă ordine de idei, îmi vine acum aminte, sunt proroci foarte interesant, parcă profilați, specializați în anumite domenii. Au fost situații, domnule, proroci care la capitolul căsătorii, parcă acolo ori dat-o în bară, la căsătorii, și încercau să facă tot felul de conexiuni. Îmi vine în minte un nume celebru de aici, o prorociță din Arad, de mult o plecat în America. Și mergeau, și cunosc eu, am cunoscut, eram tânăr în vremea aceea, și știu mai multe situații, s-au căsătorit și aproape toate ori n-au naufragiat. Dar și în casa ei, familie, aproape toate au naufragiat. Că au venit în familie persoane și au avut și ea copii, au avut fete, au avut familie mai mare. Și la un moment dat, sigur, au încercat să facă și au reușit și au căsătorit copiii, dar spre nefericirea ei, în detrimentul ei. E un mare păcat, e o mare greșeală. Deci e mare lucru să rămâi curat. Acum, vedeți, îi și aspectul ăsta. Eu nu cred că Domnul dă dar la cineva care nu e un om a rugăciunii, darul prorociei. Păi trebuie să fie un om a rugăciunii, să fie familiarizat de mic, de tânăr adică. Să dorești rugăciunea. Dar nu numai atât, trebuie să stai mereu și la dispoziția altora. Darul nu-i pentru mine, e pentru zidirea sufletească a bisericii. Păi ce înseamnă asta? Atunci când e nevoie, apropo de telefon, nu concepem la telefon și prorocesc la telefon. Nu e în ordine, dar nu așa merge. Omul are și el o dispoziție, nici pe departe. Trebuie să am timp, trebuie să mijlocesc. Cine o face cu nebăgare de seamă, blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Ea trebuie făcută cu multă atenție, cu multă gingășie.
Și asta înseamnă că trebuie să fie un om care să se roage, nu numai atunci când e vorba de prorocie, și numai rugăciune. Zice aici de bunoară în fapte, în capitolul 20. Zice aici că Pavel, capitolul 21, Pavel a ajuns, zice, versetul 4, acolo am găsit pe ucenici. Citim de la 3. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și acum spune, a doua zi, versetul 8, am plecat și am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzuit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stătea mai de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. Și noi știm că e o prorocie lui Pavel. Deci o familie prin care era o familie ca o casă de tranzit. În general, prorocii sunt cunoscuți. Sunt cunoscuți și pot să vină și de la distanță și dintr-o parte în alta. Apropo de cei de la Izvin, nu numai noi mergem, sunt și alții. Un om care are chemarea asta, darul acesta, slujba aceasta în ultimă instanță, sigur, el trebuie să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Dar trebuie, și nu e simplu, uneori seara te deranjează, la anumite ore, dar aici puterea celui în cauză, atunci când ai o problemă, ei sunt oameni și ei. Oamenii au familie, au greutăți, așa se întâmplă că au fost proroci, a căror copiii nu au fost atenți și mari probleme au avut în timp. Copiii s-au dus, le iei în casă, au fost, au venit persoane, ei întotdeauna au lăsat problemele lor, familiale, la rugăciune, deci toate să se facă cu multă atenție, cu multă înțelepciune. Sunt probleme pe care nu le poți discuta, când trebuie să spui ceva și așa mai departe. Deci e foarte sensibilă problema aceasta. Deci să nu uităm, Domnul când dă darul prorociei, nu îl dă la cineva care nu are dorință de rugăciune, un om care nu se roagă. Prorocia nu e un spectacol, nu e ceva așa senzațional, că unii așa cred. Și din dorința aceasta pornesc și să întorc peste cap, îți pierzi mântuirea în ultimă instanță, dacă nu, ești atent și dacă nu, te racordezi la ceea ce scrie. Biblia spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 20 și 21, să nu disprețuim prorociile, ci să cercetăm totul și să luăm ce este bun. Și un alt lucru pe care vreau să-l menționez, de-a lungul timpului a istoriei Bisericii Pentecostale în țară, au fost proroci care s-au amestecat efectiv și în conducerea bisericii. Vreau să spun foarte clar, nu un proroc conduce biserica, biserica este condusă de lucrătorii din biserică. Ei conduc biserica. Domnul, sigur, prin ei. Deci un proroc, el are o sensibilitate și el își cunoaște locul lui. E extraordinar când ai o problemă să apelezi și prorocul să vină să spună, frate, uite, asta am avut în direcția asta. Acum, lucrarea Domnului este atât de sensibilă încât îi nevoie tot timpul de discernere, de călăuzire în problemele sensibile. Și este nevoie de lumina Domnului și nemaipomenit în biserică să existe. Uite, ne rugăm sau să îi spui unui proroc din biserică, frate, soră, uite, mijlocește pentru cauza asta. Sau ne adunăm împreună, uite, mâine și ne rugăm pentru cauza asta. Și să ai răspuns la problemă. Dar încă o dată, el își cunoaște limitele și își cunoaște măsura. O altă ordine de idei, prorocul trebuie să aibă și familie. Aici e un alt aspect destul de sensibil. Acum, ce vreau să spun, au fost proroci care în timp au fost disprețuiți din pricina că nu au rămas copii, sunt și păstori care la un moment dat au avut dintre copii unii care s-au îndepărtat.
aia poate fi valabil și la un proroc. Ori crescut copiii și din pricina aceasta a fost și ignorat, disprețuit, batjocorit și nu a mai fost acceptat. Deci și la capitolul ăsta un proroc trebuie să se concentreze, să nu uite de problemele familiale, să nu uite, să, chiar când e vorba de mijlocire, nu pentru orice, să aibă călăuzirea de la Domnul pentru cine mijlocește, pentru ce se roagă. Biblia mai spune și lucrătorilor, dar e valabil și pentru proroci. Zice, pe tine însuți păstrează-te curat, să nu te faci părtaș păcatelor altora. Deci la ora actuală sunt foarte multe și uneori mergem cu idei preconcepute, se spune aici, și de multe ori. Mă duc o problemă înaintea Domnului și Domnul vede cu totul altceva. Problema acută pe care o am, pe aia o las. Și Domnul răspunde la aia și nu la problema pe care o am eu. Eu mă duc cu una și Domnul spune la alta și nu mai cred nimica. Nu-i nimic. Păi uite, nu mi-au răspuns la problemă. Nu, că Domnul vede altceva mai important pentru mine. Domnul răspunde după voia Lui, pe o altă ordine de idei. Prorocul nu vorbește când vrea el. Nu vorbește la comandă. Atunci când Domnul îi dă, dacă Domnul îi dă, are cuvinte și dacă nu îi dă, nu are. Vor fost situații când e mai multe ori și nu a fost nimica. Păi ce proroc e ăsta? Ăsta e proroc, ăsta e de apreciat. Că unul care tot timpul și întotdeauna are la comandă, acolo e un semn de întrebare. Un om al lui Dumnezeu ăla încă o dată vede responsabilitatea mare care o are, își deschide gura și vorbește numele Domnului și, sigur, pe o altă ordine, răspunsul pe care îl dă persoanei, de la depinde poate anumite drumul vieții lui. Deci vreau încă o dată să întăresc problema căsătoriilor. Aici s-au făcut mari greșeli în scurgerea timpului și anilor. Căsătorii prin prorocii. Deci eu, când m-am căsătorit, v-am spus, într-o altă împrejurare, n-am conceput să nu-L întreb pe Domnul și m-am dus la un proroc. M-am dus la un proroc și Domnul nu mi-a răspuns prin prorocie. Domnul a spus să deschidem Biblia și când am deschis Biblia, a spus, zice, versetul 11 și 12, a spus Domnul că e răspuns la problema voastră. S-a deschis la Ieremia, am spus într-o altă împrejurare, capitolul 29, versetul 11 și 12. Deci, în mentalitatea mea era și trebuie să avem un cuvânt, o încredințare și de sus. Încredințarea de sus, în general, trebuie să confirme, să racordeze la încredințarea de jos, din inimă, din lăuntru, dacă, sigur, îl am pe Domnul. Trebuie să mă întărească convingerea. Ei, e foarte importantă încredințarea de sus, dar în același timp, unde mă duc și ce am, trebuie, pot să verific în continuare. Am pus odată, Domnul nu se supără dacă mai pun odată. Vreau să știți că Gedeon a pus de 3 ori cu lâna, semnul cu lâna, și Domnul nu s-a supărat. I-a întărit încredințarea pentru lucrarea la care l-a chemat. Deci nu trebuie făcuți pași rapizi să mă grăbesc. Trebuie multă atenție, călăuzire și apoi foarte mare atenție la unde mă duc. Unde mă duc și cu cine mă rog. Dorim să ne și rugăm Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betel.